S-a părut, apropo de reacția opoziției, destul de slabă, cu câteva excepții punctuale, voci de rangul 2-3 din partide, după apariția dezvăluirilor referitoare la un posibil trafic de influență care s-ar fi comis în cancelarea primului ministru. Baronul Duicu ar fi ajuns acolo, ar fi aliniat un ministru de interne, un șef al poliției, ca să-și impună, să-și promoveze un om în Ministerul de Interne. Se pare din referatul procurorilor că și Victor Ponta era avertizat din moment ce l-ar fi chemat pe șeful poliției, pe Petre Tobă, acolo. Ori opoziția n-a avut nimic de spus instituțional la nivel de partide, prin șefii ei, prin Crin Antonescu, prin Vasile Blaga, prin ceilalți. N-am auzit mari proteste, da, semne de întrebare. Eu m-am poziționat public și cât se poate de răspicat în raport cu declarații politice ale premierului. Scandaloasă declarația care încearcă să asocieze martirii sau oamenii care au ieșit în stradă în 1989 cu Duicu, Mazăre sau oricare dintre protagoniștii baroniadei actuale. Scandaloasă declarația că acești oameni sunt cercetați pentru că obțin voturi multe. Am spus aceste lucruri. Pe de altă parte, în legătură cu episodul pe care îl evocați, trebuie să strângem date, pentru că avem aceste afirmații ale domnului Duicu surprinse în înregistrări, avem poziția premierului care neagă, poziția ministrului de interne care nu și-aduce aminte, arătând textual că pe acolo, pe la cabinetul unui prim-ministru, e pelerinaj. Zice domnia sa și nu mai poți să-i ții minte pe toți. Cred că sunt lucruri asupra cărora trebuie să stăruim. Vă asigur că din partea noastră, cel puțin a Partidului Național Liberal, nu există nicio reținere în a lumina aceste lucruri. Iar ele se luminează în două planuri. Ce fac sau nu fac procurorii e treaba procurorilor. Cred că este deja o problemă, inclusiv la nivel parlamentar, să lămurim aceste lucruri, pentru că țin de funcționarea guvernului și, într-un fel, de controlul parlamentar asupra guvernului. Adică noi trebuie să știm limpede dacă așa se făceau numirile în guvern, dacă cineva l-a chemat pe domnul Tobă și i-a ordonat să se conformeze dorințelor domnului Duicu, și aici cred că se poate discuta chiar la nivelul unei comisii parlamentare.